Pinau de Cerșara Est, în tu hotelul Alexander Palace de Skopje, suțata a businessmenilor armândit Macedoniei Mandra, piningă business forumului internațional Ținții pe Aradă, organiză și seara armănească, la care vineră mulți armâni și soți a armâinilor. A esta seara armănească era posibilitate. După lucrul intensiv la business forumul, businessmenii cu cântiți și jocuri, tișcurtu să le agărșească problemele și obligațiile de cafezua și să discurmă cu mușat lui Hoar Manescu. Piningă businessmenii, la esta seara vineră mulți oaspiți de sfera de știință, de instituțiile de stat, a harau era Nica Mamari, că avea și mulți tineri care vineră să răzbunează la esta seara armănească. Organizatorii nu le-a gărșiră și oaspiți armâni din România, Gărția și Albania, care dă dun cu alanță oaspiți că cum zăsiră ei singur, cu cânticul armănescu, tricură buni momenti care vă liță în minte bana tută. Ninti tuți oaspiți zbor de ginoiare, așa că cum este Aradă, ținu prezidentul asociației a businessmenilor armâni din Macedoniei Mandra, domnul Nicola Costov Gioga. Tinisite, doamne și domnii, bună seara, gine vinit la esta seara armănească. Îmi pare mult gine ce v-a donat la hăță armânitor a seara, avați la asta seara. Voi să fac o încălăciune a oaspeților din afară. Tora seara avem oaspeți de România, avem oaspeți de Albania, avem oaspeți de Grăței. Tehena, unde pesim lucrul acel ce era mai mare lucru de business, de lucru, tora seara ația tricu, vrem să cântăm, să jucăm, simtu să dădun. A esta seara armănească, oaspiții utricură cu mușata boația cântătorului Costa Mina și orchestrul lui și grupa grămosteani care și a esta Aradă cânta vechi cântiți armăneștă.
Bye.
Carau era mare la tu zvaspis, care putea zduchească după zborul dulci, răslu pigură, cu cântiți și jocuri până amânat noaptea. Spistipsim că ahtari seara armănească, suțata mandră vă s-organizează și an luțiini și vă schibă una tradiție, ca fi an s-organizează una ahtari adunari, care nu măși țivă le adună armânii, tă s-răzbunează, mă vă spreaducă și tidiștiptare a sentimentului național la armânie.